Cu speranță în suflet și cu gânduri bune, zeci de credincioși au venit la Catedrala din Drobeta Turnu Severin să asculte slujba de flori. Sărbătoarea marchează intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim cu o săptămână înaintea Paștelui. După Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a urmat ceremonia de sfințire a ramurilor de salcie aduse de Noria și în amintirea intrării Mântuitorului în Ierusalim pe un asin. Cinstiți părinți, iubiți credincioși, gata și luna aprilie, s-au dus 4 luni din acest an 2021, sărbătorim intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Credincioșii ortodoxi au sărbătorit duminică intrarea Domnului în Ierusalim pentru a marca această zi deosebită. În Duminica Floriilor, la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin, a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Sărbătoarea Floriilor este cunoscută în popor ca Florii, dar de fapt evenimentul pe care îl prăznuim în această zi este intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim cu o săptămână înainte de Marele praznic al Învierii Domnului. Este un moment de o importanță crucială în istoria mântuirii și în opera de mântuire a Mântuitorului Hristos, moment în care este primit în Ierusalim așa cum erau primiți regii, cu frunze de finic, el era călare pe mânți de asine, exprimând în acest fel smerenia și umilința cu care el venise, nu pentru a fi un rege al unei împărății lumești. După Sfânta Liturghie, soborul de preoți a binecuvântat ramurile de salcie după tradiție. Un praznic al bucuriei, un praznic frumos pentru care și biserica a decis că în această zi să existe o dezlegare în acest mare post al Paștelui, și anume dezlegare la pește. Bucurie mare la mulți ani celor care își prăznuiesc ziua de nume, nume de flori, și fiecare dintre noi se pregătește odată cu acest praznic de săptămâna cea mai grea a postului și cea mai importantă, și anume săptămâna pătimirilor. Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină fără dată exactă, ce are loc întotdeauna în ultima duminică înaintea Paștelui. Ea marchează intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor.